Episodul Cinei Domnului din Matei 26 începe cu un prolog, cu o notă introductivă a evanghelistului. Înainte ca să trateze acest eveniment deosebit de important, vedem evenimentele care se întâmplă imediat înainte acestui eveniment. Și aceste evenimente sunt importante pentru noi și aceste evenimente ne învață ceva și în această seară vrem să privim la aceste evenimente și vrem să privim la evenimentul cinei și prin călăuzirea Duhului Sfânt, prin cuvântul Său, să vedem câteva aspecte care poate unele le cunoaștem deja, altele poate vor fi noi pentru noi în această seară sau vor fi amintirea unor adevăruri care le-am uitat și sper ca în felul acesta, privind din nou la acest eveniment, să ne apropiem de masa Domnului cu o bucurie, cu un entuziasm, cu o profunzime nouă, aducându-ne aminte de acest eveniment, de instituirea Lui și de semnificația extraordinară care ne este prezentată în Evanghelia după Matei. Așa cum ziceam, întâi Matei începe cu acest prolog, cu această introducere înainte de Cina Domnului. Vedem de la versetul 1 la versetul 5 planul preoților cei mai de seamă să-L prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Vedem că planul acesta nu este divergent de planul lui Hristos, pentru că El începe zicând ucenicilor, știți că se apropie Paștele și trebuie să fiu răstignit. Și imediat după ce El împărtășește lucrul acesta din nou cu ucenicii, se menționează că există un complot împotriva Lui să se îndeplinească exact ceea ce Hristos spune că trebuie să se împlinească. Acum evident că preoții cei mai de seamă nu făceau lucrurile acestea pentru că credeau că este profețit și trebuie să se întâmple. Da? Ei o făceau din răutate. O făceau pentru că vroiau ca să îl ucidă. Vreau să îl prindă, da, cu vicleșug și să îl omoare. Vreau să-i atribuie lui ceva demn de moarte. Nu că ar putea pe drept, dar așa cum știu, urmează să îl aducă în fața lor, la o judecată, să-l învinuie în tot felul de feluri neadevărate și să îl omoare. Dar, spun ei, mai trebuie să aștepte puțin. Nu pot ca să o facă chiar în momentul acela și spun că trebuie să mai aștepte puțin pentru că nu pot face în timpul praznicului ca să nu se tulbure norodul. Nu vor ca să strice sărbătoarea poporului. Și acesta este tabloul omului care este un legalist iremediabil. Ucidem, dar mai așteptăm un pic ca să nu ne tulburăm sărbătorile, să nu ne tulburăm datina. Nu vrem să stricăm la oameni Paștele, îl ucidem după Paște. Ce condamnare spectaculoasă să fii mai preocupat cu păstrarea păcii în popor, cu păstrarea păcii în timpul Paștelui, decât cu Prințul Păcii, decât cu Paștele în sine, decât cu Hristos, pentru că El este Paștele nostru. Dar într-un fel și noi suntem vinovați exact de același lucru. Într-un fel și noi îl omorâm pe Hristos ca să ne păstrăm sărbătoarea noastră și obiceiurile noastre. Și îl dăm afară din tot ceea ce înseamnă sărbare și sărbătoare, pentru că nu putem fi deranjați de Domnul Iisus Hristos în sărbătoarea noastră. Gândiți-vă câte sărbători fără Hristos nu sunt celebrate astăzi. Da? Credeți că este o întâmplare de ce sărbătorile chiar creștine devin din ce în ce mai seculare, mai comerciale? Marii preoți și astăzi complotează să ucidă pe Hristos și să-L scoată afară din sărbătoare, dar fără să vă distrugă sărbătoarea. Ei vă lasă să sărbătoriți și Paștele, ei vă lasă să sărbătoriți și Crăciunul, pentru că ei le-au preschimbat în așa fel încât esența sărbătorii să nu mai fie acolo, dar sărbătoarea să continue. De aceea Paștele este înlocuit cu iepurașul, cu ouăle, cu tradițiile care
circulă. De aceea nașterea Domnului este înlocuită cu Crăciunul, cu Moșul și așa mai departe. Nu neapărat că lucrurile acestea trebuie să fie în sine ceva păcătos, dar, în mare parte, acesta este scopul. Eliminarea lui Hristos din sărbătoare și înlocuirea lui cu sărbătoarea. Exact asta fac marii preoți. Ei vor ca sărbătoarea să meargă înainte, dar vor să îl elimine pe cel care este sărbătorit, pe cel care este esența sărbătorii. Da? Pentru că Paștele nu era altceva decât o sărbătoare a eliberării care arăta spre un eliberator, spre unul care trebuia să vină să elibereze definitiv. Și ei vor să omoare exact ceea ce ei sărbătoreau. Ei vor să elimine exact ceea ce ei sărbătoreau. Și cred că cunoașteți cu toții acea întâmplare fictivă, sper să fie fictivă, este folosită din nou și din nou în predici de sărbători, cu copilul acela sufocat sub hainele musafirilor, pentru că toți vin să-l sărbătorească pe copil de ziua lui și mama și cu tata iau haine după haine și o aruncă pe pat și după ce trec câteva ore se întreabă unde-i sărbătoritul. Și sărbătoritul este sufocat sub hainele musafirilor. Da? Este o descriere, cred că, aptă a ceea ce se întâmplă de multe ori cu sărbătorile noastre zis religioase. Noi îl sufocăm pe Hristos, îl scoatem afară din ceea ce înseamnă sărbătoarea și continuăm cu sărbătoarea noastră. Și ei asta vreau să facă. Ei nu vreau să tulbure poporul, nu vreau ca să tulbure sărbătoarea. Țineau foarte mult la religia lor, la datina lor, dar vroiau să-L elimine pe Hristos. În versetul 6 la 13 avem episodul cu Maria și cu mirul turnat pe trupul și pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Și ni se prezintă aici un contrast prin aceste episoade. Avem pe preoți care complotează să-L omoare, avem pe Maria și pe cei care îl celebrau pe Domnul Iisus Hristos în casa lui Simon, zis leprosul, Simon care nu mai era lepros, pentru că n-aveau cum să fie în casa lui dacă era lepros, dar asta era sărbătoarea. Simon era un lepros care a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos și de aceea erau la el să sărbătorească ceea ce Hristos a făcut pentru el, să sărbătorească pe Hristos. Știți foarte bine că n-aveai ce căuta în casa unui lepros și nu puteai ca să ai o petrecere în casa unui lepros. Dar Simon și-a păstrat porecla aceasta, Simon zis leprosul, pentru că așa era cunoscut, dar el nu mai era lepros. El era curat, el era vindecat. Da? Simon zis leprosul, care acum stă la masă cu Hristos, nu este altceva decât un tablou a ceea ce noi am fost și ceea ce suntem acum. Leproși, necurați, care ar trebui să fim trimiși afară, în exil, în afara poporului Dumnezeu, fără să avem acces la masa Domnului, curățiți de Hristos și invitați să stăm cu El și să cinăm împreună cu El. Și acest Simon, împreună cu ucenicii Domnului Iisus Hristos și cu alții, sărbătoresc pe Domnul Iisus Hristos. În timp ce alții complotează să-L omoare, în timp ce vom vedea imediat Iuda îl vinde pe Domnul Iisus Hristos, sunt totuși oameni, puțini, dar sunt care îl iubesc și îl prețuiesc și sunt dispuși să îl sărbătorească cu adevărat. Mi se prezintă un contrast între Iuda și preoți care vor ca să scape de Domnul Iisus Hristos și o femeie care dă un vas de alabastru cu mir foarte scump pentru a arăta cât de mult ea îl prețuiește pe Domnul Iisus Hristos. Și acest contrast, cum am zis, este față de disprețul marilor preoți și față de prețul extrem de mic cu care îl vinde Iuda. 30 de arginți, care crede Iuda că valorează Domnul Iisus Hristos, în contrast cu această femeie, care dă o valoare exorbitantă pentru a-și arăta aprecierea față de Domnul Iisus Hristos. Versetul 14 la 16, avem vânzarea lui Iisus de Iuda. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți și din clipa aceea Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Priviți cât de tragică este această trădare, intimitatea trădării. Ni se spune că unul din cei 12, numit Iuda,
Adică Iuda nu este un străin, Iuda este nu doar o cunoștință, el este unul din cercul restrâns al lui Iisus. El este unul care a fost primit aproape de Iisus, a fost considerat ca și un prieten al lui Iisus, a fost numărat printre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ceea ce face această trădare cu atât mai tragică. Iuda l-a cunoscut pe de aproape pe Iisus și totuși a ales să-l trădeze. Iuda a văzut toate minunile, a auzit toate predicile, a fost în culise cu Domnul Iisus Hristos. Când restul au plecat, el a rămas acolo cu ucenicii și totuși, deși a avut această cunoaștere și, într-un fel, relație intimă cu Domnul Iisus Hristos, el îl trădează. Vedem apoi că el este cel care are inițiativa trădării. Da, cei mai mari dintre preoți complotau și aveau acest plan, dar ni se spune că Iuda inițiază. El merge la ei și spune, spuneți-mi ce o să-mi dați ca să îl vând, ca să vi-l dau pe mâna voastră. El are inițiativa, el merge și se oferă. El nu vin preoții la el și spune, Iuda, hai cumva să faci, să te convingem. Să... Nu, Iuda merge din propria lui inițiativă și vrea ca să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. Merge la preoți și el le propune, este foarte hotărât să facă lucrul acesta. El nu este o victimă în toată povestea aceasta, da? Nu este sedus de mai marii preoți ca să facă lucrul acesta. El se hotărăște să facă lucrul acesta. De ce? Care e motivația lui? Păi evident că motivația supremă este faptul că era necredincios. Necredința îl propulsează. Motivul principal a oricărui păcat până la urmă este necredința. Și motivul trădării lui Iuda este necredința. Deși l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, cel puțin în mod exterior, el nu a crezut în Domnul Iisus Hristos. A existat ceva pentru Iuda care valora mai mult decât Iisus, și anume banul. Iuda l-a vândut pe Hristos pentru un câștig financiar și, în esență, asta înseamnă necredința. Necredința înseamnă a privi la Hristos, a privi la persoana sa și a privi la promisiunile sale, a auzi ceea ce El îți oferă, a ști cine este, că este Fiul lui Dumnezeu și a spune, nu vreau asta. Vreau altceva. Nu te vreau pe tine și nu vreau promisiunile tale, îmi doresc altceva. Pentru Iuda, lucrul acesta a fost câștigul financiar. Pentru altcineva s-ar putea să fie altceva. S-ar putea să fie faima, s-ar putea să fie putere, s-ar putea să fie plăcere, s-ar putea să fie altceva. Pentru Iuda, câștigul financiar a fost lucru sau a fost maniera prin care s-a manifestat necredința lui. El a privit la Hristos, la persoana lui, la Evanghelia vestită de el, la invitația lui Hristos și a spus, nu mersi, prefer să am 30 de arginți. Priviți apoi absurditatea acestei trădări. Schimbul făcut de Iuda este unul total absurd. Iuda a mers la preoți, mânat de câștig, evident. Dar în același timp, în nebunia necredinței sale, parcă este dezinteresat de câștig. Merge și spune, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Așa îi întreabă Iuda, parcă ar fi dispus să-l vândă pe Hristos pentru orice sumă. Iuda, care tocmai a criticat risipa unei femei care a spus, ei, e prea scump. Acesta este un om care ar fi negociat orice. Acum merge și spune, voi spuneți cât vreți să-mi dați și eu vi-l dau. Și ei numără 30 de bucăți de arginți și nu există nicio negociere. Nu spune, stai un pic, numai 30 de bucăți? Pe 30 de bucăți e prețul pentru un sclav. Da, asta prin lege, dacă boul cuiva omorea un sclav, stăpânul trebuia să plătească 30 de arginți. Era cu mult mai puțin decât mirul care a fost vărsat de acea femeie pentru onorarea lui Hristos. Și Iuda nu contestează prețul, Iuda nu spune, stai un pic, prea puțin. 60 de arginți, 90 de arginți, 100 de arginți, nu? 30. El spune cât vreți și acceptă oferta. Nebunia credinței constă în atât. Când ești dispus ca să-L vinzi pe Hristos pentru idolul tău, nu contează ce primești și cât primești. Pentru că te-ai dus gata, hotărât. Deja decizia în inima ta a fost luată și acum doar se pune în practică. Și într-adevăr, suma primită este una modică. 30 de arginți, care nu era o valoare foarte mare, dar așa funcționează această nebunie a necredinței. Necredința vinde pe Dumnezeul adevărat pentru nimic, pentru 30 de arginți. Pentru că în contrast cu valoarea lui Hristos și în contrast cu ceea ce promite El, orice ai primi este absolut nimic. Putere, faimă, bani,
etc., toate la un moment dat dispar și sunt nimicuri. Dar Hristos și promisiunile lui sunt veșnice. Iuda este dispus să-l vândă pe Hristos pentru orice. Probabil dacă mai mare preț ar fi zis 10 bucăți de argint, el ar fi fost dispus. Pentru că în inima lui Hristos nu avea valoare. Hristos nu era Mesia. Hristos nu era pentru el ceea ce era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și oferta care o făcea Hristos de viață veșnică nu era credibilă pentru Iuda. Să știți că și noi ne regăsim undeva în această introducere înainte de cina Domnului. Poate în preoții cei mai de seamă, care vor ca religia lor să rămână netulburată. Nu vrem să vină Hristos la noi în templu și să răstoarne acum mesele și să spună: hei, ce-i aici în biserica voastră? Ce-i cu felul ăsta de sărbătoare? Ce-i cu atitudinea asta? Ce-i cu practicile acestea? Și vrem să-L punem pe Hristos undeva la o parte, dacă nu să-L omorâm, dar să-L scoatem din bisericile noastre. Poate ne regăsim în ucenicii Lui care sunt inconștienți și indiferenți, sunt ignoranți de realitățile care le stau în față. Absolut ignoranți. Țineți cont că în primele versete din Matei 26 li se spune că vine Paștele și el trebuie să fie răstignit. Și ei se duc la această petrecere și acolo nu stulburați. Numai în seara cinei, când le spune verde în față și când este Iuda izgonit afară, încep să se trezească. Treaba e serioasă. Răstignirea chiar vine. Dar le-a spus deja în primele versete și apoi se duc la casa lui Simon și acolo au un timp de petrecere și ei nu sunt deranjați. Ba mai mult, la un moment dat, chiar sunt în acord cu Iuda și o critică pe Maria pentru risipa mirului. Versetul 8. Ucenicilor le-a fost necaz, nu doar lui Iuda, ucenicii erau de acord cu el. Când au văzut lucrul acesta, adică faptul că s-a vărsat mirul acesta peste trupul Domnului Iisus Hristos, și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Știm din alte părți, dacă citim celelalte evanghelii, că în principiu Iuda a avut obiecția aceasta. Dar Matei ne spune că și ei și toți ceilalți erau de acord cu ei. Ei nu înțelegeau ce se petrece acolo. Și erau mai preocupați de aparenta risipă care se petrecea decât de iminenta răstignire care le-a spus-o Domnul Iisus Hristos doar cu câteva clipe înainte. Sau poate ne regăsim chiar în Iuda. Poate ne-am hotărât să-L vindem pe Hristos. Știm cine este, am stat în preajma Lui, am fost purtați pe la biserică de mult, știm care este promisiunea Lui, cunoaștem Evanghelia pe de rost, mi s-a spus de mic, am fost la grupele de copii, am stat în biserică, am ascultat predici, am citit Scriptura, știm cine este și știm ce promite, dar iubim altceva mai mult. Este ceva în lumea aceasta care ne-o dorim mai mult decât pe El și promisiunile Lui. Și după ce L-am vândut, după ce în inima noastră ne-am propus ca să umblăm după alte valori și să ne dorim alte lucruri, venim și vrem să stăm la masă cu El. Pentru că aceasta este ipocrizia și nebunia necredinței. Îl vinde pe Hristos și apoi merge și stă la masă cu El. De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Și unii dintre noi poate ne regăsim aici, în personajul lui Iuda. L-am vândut și nu odată. Din nou și din nou și din nou. De fiecare dată când s-a prezentat oportunitatea să alegem altceva, alte valori, alte plăceri, afară de Hristos, le-am ales pentru că nu L-am crezut, nu L-am prețuit, nu L-am vrut pe El și promisiunile Lui. Dar venim la masa Lui. Dar venim la masa Lui. Urmează pregătirea pentru cină. Versetul 17 la 19 ne relatează că în ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El în versetul 18 le dă instrucțiunile în tocmai cum trebuie să facă și ucenicii fac exact ceea ce li se poruncise. Ne spune versetul 19. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și i-au pregătit Paștele. Cina este instituită în cadrul acestei sărbători a Paștelui. Lucru care ar trebui ca să nu treacă cu vederea, nu este întâmplător. Acest detaliu că cina este instituită în cadrul sărbătorii Paștelui ne spune măcar atât. Cina Domnului este o sărbătoare. Și lucrul acesta este important. Detaliul acesta că cina este o sărbătoare. Este și alte lucruri, este un simbol, este o rânduială.
dar este o sărbătoare instituită de Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta este important pentru că ar trebui să fie instrumental în felul în care anticipăm și ne pregătim pentru acest eveniment, pentru această sărbătoare. Întreabă-te cum te pregătești tu de obicei pentru o sărbătoare. Există o anticipare care e normală pentru o sărbătoare. Există o planificare. Când vine o sărbătoare, vine Crăciunul, da? Vine Paștele sau ce alte sărbători se mai sărbătoresc, există o anticipare. Știi când vine, începi să faci un plan. Este peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni. Cu cât se apropie, începi să pune în acțiune. Ce trebuie făcut? Trebuie comandate platourile, trebuie făcute curățenia, trebuie etc., 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 da? Nu le știu foarte bine, că nu mă prea implic. Dar există o pregătire, cel puțin fizică, și ar trebui să fie și o pregătire spirituală. Ar trebui să te pregătești pentru acea sărbătoare. Există un efort care trebuie depus și este depus pentru ca totul să fie gata pentru sărbătoare. Și la un moment dat lumea intră în panică. Mai este încă un pic și vine sărbătoarea și casa nu-i în rânduială și prăjiturile nu-s gata și sarmalele nu-s făcute și cum vom putea sărbători dacă nu suntem pregătiți? Toți înțelegem că sărbătoarea necesită pregătire, necesită un efort în prealabil să se pregătească. Nu este aceasta o lecție și pentru noi în felul în care ar trebui să ne pregătim pentru cina Domnului? N-ar trebui și noi să ne pregătim așa cum ucenicii s-au pregătit, să mergem la Hristos și să întrebăm cum ar trebui să ne pregătim? Cina Domnului ar trebui să fie pentru noi apogeul sărbătoririi. Dacă sărbătorim alte lucruri, până la urmă este libertatea conștiinței creștine. Dar apogeul sărbătoririi în experiența noastră în timpul anului ar trebui să fie întotdeauna cina Domnului. Asta înseamnă mai mult efort, mai mult timp și cheltuială ar trebui consumate în pregătirea cinei Domnului decât în orice altă sărbătoare. Ar trebui să fiu mai preocupat când se anunță cina Domnului decât atunci când se anunță altă sărbătoare. Ar trebui să cheltui mai mult timp și efort și neuroni și absolut orice pentru pregătirea ei. Pregătirea și anticiparea este direct proporțională cu ceea ce este sărbătorit. Și dacă înțeleg ce este cina Domnului și ce sărbătoresc, atunci ea va fi cea mai importantă sărbătoare pentru mine și va primi cel mai mult efort și cel mai mult timp și cea mai mare pregătire. De exemplu, dacă urmează să sărbătorești ziua de naștere a unui coleg la servici, în contrast cu pregătirea de a sărbători ziua de naștere a soțului sau soției tale, cum vor arăta cele două evenimente? Gheorghe, colegul tău de la servici, versus scumpa ta soție. Pentru Gheorghe poate că cumpere o felicitare. Și atunci eu dai Gheorghe la mulți ani. Sau poate, dacă chiar e un coleg foarte bun, îi cumpere un cadou. Versus soția ta. Da? Sper că așa ar fi pentru soția ta. Cât efort, câtă pregătire, poate o petrecere, poate inviți neamurile voastre, prietenii ei, da? Cadouri, felicitare, ciocolăță, nu uitați ciocolățile, totdeauna felicitarea trebuie să fie cu ciocolată și ciocolata trebuie să fie cu floarea și niciodată nu trebuie să fie despărțite. Da? De ce? De ce colegul tău are minim de efort și minim de pregătire în sărbătorirea lui pentru tine și soția ta sau soțul tău sau prietenul tău cel mai bun necesită mai mult efort? Pentru că obiectul este diferit pentru tine. Pentru colegul tău dai puțin, pentru că îl valorezi puțin. Relația aceea nu este foarte importantă. Obiectul sărbătorii nu este important pentru tine. Dar pentru soția ta sau pentru copilul tău, sau gândește la persoana cea mai importantă din viața ta. Ești dispus să faci așa de mult ca să-i sărbătorești pentru că sunt importanți pentru tine. De aceea, și noi când sărbătorim cina Domnului, ar trebui să depunem tot efortul, mai ales spiritual. Să ne pregătim pentru o sărbătoare corespunzătoare. Pentru că obiectul, adică cel sărbătorit, Hristos, este cel mai important lucru pentru noi. Nimic n-ar trebui să ne fure energia noastră în pregătirea sărbătoririi precum cina Domnului. Nimic n-ar trebui ca să fie pe un nivel mai înalt decât cina Domnului. Ce frumos ar fi să venim și noi în anticiparea acestei sărbători și să întrebăm: Doamne, se apropie sărbătoarea mesei tale.
Biserica noastră împreună vrea să te sărbătorească, să apropie cina Domnului. Doamne, cum ai vrea să ne pregătim? Care sunt pregătirile care le consideri corecte din partea ucenicilor tăi? Cum vrei ca să pregătim masa ta? Și precum ucenicii, să mergem și să facem în tocmai ceea ce ne-a poruncit Hristos, să pregătim masa Lui în ascultare de El. Oare cum ar arăta sărbătoarea cinei Domnului dacă ne-am pregătit pentru ea din prealabil? Fiți sinceri cu sine, fiecare. Câți dintre noi n-am început pregătirea când ați auzit anunțul dimineață că de seară va fi cina Domnului? Câți dintre noi nu începem pregătirea doar cu zilele înainte ne amintim? E trecut, s-a încheiat luna, sunt primele zile din lună, vine cina Domnului. Câți dintre noi vom pleca astăzi după sărbătorirea cinei Domnului și o să începem de astăzi să ne pregătim pentru următoarea? Cum ar arăta sărbătoarea noastră, cina Domnului sărbătorită în biserica noastră, dacă ne-am pregătit? Dacă ar deveni punctul focal și culminant al săptămânii noastre, al lunii noastre, cu câtă intensitate și bucurie și profunzime am experimenta aceste momente la masa Domnului dacă ne-am pregătit pentru ele? Nu cu o oră înainte sau nu cu clipe înainte. Și dacă toată viața noastră ar fi o constantă pregătire și anticipare, vreau să stau la masa Domnului. Vreau să pregătesc această sărbătoare pentru a avea părtășie cu Domnul meu. Urmează de la versul 20, la versul 29, cina Domnului. Și de aici vedem mai multe lecții despre semnificația ei. În primul rând, vedem exclusivitatea cinei. Biblia ne arată că înainte ca cina Domnului să fie instituită de Domnul Iisus, Iisus confruntă și demască pe Iuda și Iuda părăsește acea încăpere și părăsește cina pascală. Seara, versul 20, seara Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, El a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu fie născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Și știm, pentru că am studiat împreună, n-avem timp să recapitulăm, că după acest moment Ioan ne spune că Iuda, după ce a luat bucățica de pâine, a ieșit afară în grabă și afară era noapte. Iuda pleacă și nu mai avem timp să reintrăm, puteți să reluați studiul care l-am făcut împreună. Iuda pleacă înainte de instituirea cinei Domnului. Faptul că cina Domnului este doar pentru cei credincioși este o învățătură elementară pentru înțelegerea credinței creștine. Hristos a lăsat două rânduieli prin care în mod vizibil ucenicii săi să fie identificați în această lume: botezul și cina Domnului. Și ambele rânduieli transmit același mesaj, adică vestea morții Domnului Iisus Hristos, dar și realitatea că noi suntem participanți în ea, că noi am participat în această moarte a Domnului Iisus Hristos. Prin botez, noi declarăm față de întreaga lume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, că noi am fost îngropați împreună cu El în moartea Lui și că am fost înviați la viață nouă împreună cu El prin credință. Motivul pentru care nimeni nu se poate boteza în locul tău este pentru că botezul este o mărturie de credință vizibilă, personală. Ea spune ceva despre Hristos, dar și despre tine. Ea spune că tu ai fost participant prezent în moartea Lui, că tu ai murit împreună cu El. Ea spune când te scoate din apă că tu ai fost înviat împreună cu El la viață nouă. Și nimeni nu poate transmite această mărturie despre tine decât tu. Tu trebuie să fii botezat, tu trebuie să fii scufundat și ridicat din apă ca să transmiți acest mesaj. De asemenea, prin cina Domnului mărturisim moartea Domnului Iisus Hristos ca ispășire pentru cei păcătoși. Trupul și sângele ca și jertfă spre mântuirea celor ce cred. Dar prin participarea noastră spunem că noi
am participat, că noi am mâncat și am băut din el, că noi suntem beneficiari ale acestei jertfe ispășitoare și că suntem membri ai noului legământ, că noi facem parte din mireasa lui, din biserica sa răscumpărată. Aceasta mărturisim de fiecare dată când întindem mâna și luăm din elementele cinei Domnului. Și aceste două simboluri, ne învață Sfânta Scriptură, trebuie protejate. Noul Testament ne învață că este responsabilitatea noastră ca și biserică să păzim mărturia bisericii prin aceste simboluri. Să nu numim frate și să nu declarăm nici verbal, dar nici vizibil, nici prin aceste simboluri, să nu admitem în părtășia mesei Domnului pe cei ce se consideră creștini, că de aceea vor să vină la masa Domnului sau vor să fie botezați, dar nu dau dovadă de credința lor. Cu un asemenea om, ne spune Scriptura, nici măcar să nu mâncăm și nici măcar să nu dăm bună ziua. El trebuie scos din părtășia bisericii. El trebuie scos din comuniunea de la masa Domnului. El trebuie excomunicat, trebuie scos afară de la masa Domnului. Ca tare, și noi înțelegem, prin evenimentele care s-au întâmplat la prima cină, prin învățătura dată de întreg Noul Testament, că cina Domnului este o sărbătoare exclusivistă. Este doar pentru cei care vin cu credință și pocăință. Doar pentru cei care vin și declară cu sinceritate că Hristos a murit pentru ei. Că ei au beneficiat de efectele acelei jertfe și vin cu credință și pocăință în Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, al doilea element care aș vrea ca să subliniem despre evenimentul cinei, este noutatea cinei Domnului. Cina Domnului este un simbol și o sărbătoare nouă pentru un legământ nou. Cina este instituită în cadrul unei sărbători existente, în cadrul cinei pascale, dar ea înlocuiește pentru credincioși simbolul Paștelui cu cel al cinei Domnului. De fapt, cele două rânduieli și sărbători lăsate de Hristos, botezul și cina Domnului, înlocuiesc toate sărbătorile și toate simbolurile Vechiului Testament. Toate sunt abolite și sunt înlocuite cu aceste două, cu botezul și cu cina Domnului. Biserica nu mai are nici o celebrare vizuală, vizibilă, nici o sărbătoare vizibilă în afară de botez și cina Domnului. Ea este nouă și ea înlocuiește tot ceea ce a fost înaintea ei. Hristos, Paștele nostru, instituie o nouă rânduială pentru un nou legământ. Ceea ce Paștele le amintea lor în Vechiul Testament și în același timp le promitea, și anume eliberare, Hristos a realizat pentru ucenicii săi și le-a dat un simbol nou prin care să își amintească. De aceea, în pragul Paștelui, Hristos, cel care urma să fie sacrificat pentru eliberarea ucenicilor săi, instituie o nouă rânduială. Și aceste două aspecte, noutatea ei, și aspectul acesta că ea este unică, este singura sărbătoare repetată la care eu personal particip, botezul îl fac odată, singura sărbătoare repetată poruncită de Hristos pentru membrii noului legământ. Aceste două aspecte ar trebui să ne arate cât de specială este această masă, această sărbătoare la care am fost chemați. Am devenit prea obișnuiți cu această sărbătoare. Am anticipat mai mult și ni s-a părut mai interesant și mai frumos și mai fericit și mai bucuros că am sărbătorit Crăciunul decât că sărbătorim masa Domnului. Probabil că dacă vă spun că avem o masă de dragoste, după spui, frate, atâta mese de dragoste am avut în Crăciunul ăsta, nu mai vreau să mănânc nimic. Am uitat cât de specială este această sărbătoare și cât de uzuale sau fictive sau inventate de om sunt celelalte. Din păcate, cred că imensa ei importanță se pierde într-o epocă saturată de sărbare. Suntem sătui de atâta sărbătoare și nu mai avem loc în calendarele noastre și în inimile noastre pentru singura sărbătoare repetată, poruncită de Hristos. Dar noi ca și creștini, în ciuda celorlalți, noi ca și creștini ar trebui să redobândim adevărata importanță și semnificația cinei. Chiar dacă asta înseamnă a da la o parte celălalt.
Nu spun că este neapărat nevoie să le dai pe toate la o parte, dar spun că s-ar putea să fie bine. Uită-te la viața ta, uită-te la felul în care trăiești viața, la felul în care sărbătorești și întreabă-te dacă nu cumva toate aceste sărbători n-au fost în detrimentul cinei Domnului. Și poate că ar fi bine să faci un fel de post de la sărbare. Să zici, dar anul care vine, le dau pe toate la o parte. Și mă concentrez doar pe această sărbătoare care a lăsat-o Hristos. Să-i dau ei semnificația potrivită, să-i dau ei importanța potrivită, să-i dau ei pregătirea potrivită. Las restul. Las boboteaza, las rusalile, las Halloween-ul sau ce mai sărbătoriți, nu știu, da? Și mă concentrez pe această sărbătoare. Pentru că celelalte, fie că au conotații spirituale sau nu, n-au fost poruncite. Și dacă acelea care nu sunt poruncite sunt mai sărbătorite decât aceasta care a fost poruncită de Hristos, ceva nu este ok. Ceva este în dezechilibru. Pentru că aceasta este singura sărbătoare repetată, poruncită de Domnul nostru. Ea este nouă, ea înlocuiește ceea ce a fost înaintea ei și ea este absolut unică. În al treilea rând, cina Domnului este o sărbătoare, vedem în ceea ce ne arată Matei, care este total cristocentrică. Adică Hristos este în centrul sărbătorii. Hristos este cel care o instituie, Hristos este cel care o administrează, Hristos este cel care îi dă semnificație și Hristos este obiectul cinei. El este cel care este împărtășit. El spune, acesta este trupul meu și acesta este sângele meu. El este obiectul cinei. Cu el ne împărtășim. Și acest aspect trebuie reținut și astăzi. Noi nu suntem aici să facem ceva din inițiativa noastră. Și nu stă în puterea noastră să administrăm ceva. Eu nu vă pot administra cina Domnului. Eu pot aduce farfuria cu pâine și pot aduce tava cu vinul, dar eu nu vă pot administra cina Domnului. El este centrul cinei. El este cel care ne-a chemat aici. Și El este singurul care poate administra masa Lui. Și El este obiectul împărtășirii. Suntem hrăniți și adăpați din El. Când El ne dă cina, când El, prin lucrarea Duhului Sfânt, intră în părtășie cu noi. Ca tare să nu-L uităm pe Hristos din centrul sărbătoririi noastre. În al patrulea rând, cina Domnului este o sărbătoare atât a Lui Hristos, dar și a trupului. A trupului vizibil, a trupului care este în mijlocul nostru. La fel de important ca și prezența lui Hristos este și prezența ucenicilor la cina Domnului. Trupul jertfit și trupul răscumpărat prin jertfă sunt prezenți la aceeași masă. Nu poți avea cina Domnului fără trupul său. Atât fără simbolul trupului, adică pâine și vin, dar nu poți avea și nici fără trupul viu, adică biserica răscumpărată. Nu poți avea cina Domnului fără biserică, fără cei care au fost răscumpărați prin trupul jertfit. La fel cum la prima cină este trupul, adică Hristos, și trupul, adică ucenicii, de fiecare dată când cina se ia trebuie să fie simbolul trupului, adică pâinea și vinul, și noi, trupul viu al lui Hristos, cei răscumpărați prin jertfire. Tendința este să individualizăm comemorarea cinei. Dar o sărbătorire corectă este una în care deosebești trupul Domnului Iisus Hristos, adică pe frații și surorile răscumpărate prin sângele care îl comemorezi. Îți amintești, acesta este trupul. Și este mult mai vast decât ce se vede aici, dar aceștia sunt trupul lui Hristos, frații mei și surorile mele răscumpărate prin Domnul nostru. Al cincilea rând, cina Domnului este o sărbătoare de comemorare. Venim la masa Domnului, ne învață Mântuitorul, ca să ne amintim despre El și despre ceea ce a făcut El. Facem lucrul acesta în amintirea Lui. Ne amintim de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Ne amintim de legământul cel nou făcut în sângele Lui. Ne amintim de toate promisiunile care le-a făcut El. Dar nu este doar de amintire. În al șaselea rând, cina Domnului este o sărbătoare de anticipare. Nu ne uităm doar în spate, ne uităm și în viitor. Nu doar că privim înapoi, dar privim înainte. Sărbătorim realitatea și promisiunea întoarcerii sale și instaurarea împărăției sale. Tot ceea ce am văzut dimineața din Isaia 60, știm că se va întâmpla când vine Domnul nostru Iisus Hristos. Vă spun, spune Domnul, că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția
tatălui meu. De fiecare dată când ne apropiem de masa lui, mărturisim că așteptăm reîntoarcerea lui Hristos și reîntoarcerea împărăției tatălui pe acest pământ. Și anticipăm acea zi când vom sta din nou cu el la masă. Tânjim după acea zi, ne uităm în spate și vedem ceea ce a făcut posibil această realitate, dar ne uităm în față și anticipăm că această realitate în curând va veni. În al șaptelea rând și în ultimul rând. Cina Domnului este o sărbătoare plină de bucurie și fericire. Există acest pericol din dorință de a avea o sărbătoare a cinei solemnă, să avem o sărbătoare lipsită de bucurie. Da, cina este o amintire a morții Domnului Iisus Hristos, dar cina nu este o mormântare. La cină nu te duci ca și la o mormântare. Da, într-adevăr, este o confruntare cu păcatul meu care a făcut acea moarte necesară. Dar nu este o condamnare. Nu stau înaintea judecătorului și îmi spune condamnat pentru păcat. Mesajul final al cinei nu este moartea, ci viața. Nu este sclavia păcatului, ci eliberarea. Este biruința față de toate aceste lucruri care astăzi încă parcă ne mai au captivi. Știți cum se încheie cina Domnului? După ce Domnul Iisus le spune în mod deslușit despre răstignirea lui, după ce le prezintă elementele, după ce le arată trupul frânt, după ce toate aceste lucruri se întâmplă și este evident pentru ei ce urmează să se întâmple, cina se încheie în felul următor. Ne spune versetul 30. După ce au cântat cântarea sau cântările, au ieșit în muntele măslinilor. Acum ne închipuim ce au cântat. Tocmai a fost izgonit Iuda, tocmai le-a spus că urmează ca să fie omorât, le-a arătat că urmează să fie frânt pentru ei și acum spune, haideți să cântăm. Și îmi imaginez că ucenicii ar fi vrut să cânte ceva de jale. Erau foarte triști, erau foarte supărați, dar știm ce au cântat. Au cântat din psalm, ceea ce era tradițional să se cânte la Paște, probabil la psalmul 113 la 118, tot acești psalm sau unii dintre ei. Și nu au cântat de jale, au cântat de bucurie. În ciuda faptului că ei încă n-au cuprins ce înseamnă acest mesaj al răstignirii, Hristos a spus trebuie să cântăm aceste cântări de bucurie, de fericire și de laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că rețineți Paștele și cu atât mai mult cina Domnului este despre eliberare din sclavie. Este despre viață. Este despre salvare. Așa că împreună cu Hristos, după vestea morții lui și după simbolizarea ei prin cina Domnului, cântă Psalmul 113 cu versetul 1. Lăudați pe Domnul, robii Domnului. Lăudați, lăudați numele Domnului. Și Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile. Lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Și Psalmul 118 cu versetul 1. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu siguranță că ei n-aveau chef de fericire, de bucurie și de laudă. Dar Hristos vine și spune, trebuie să cântăm. Trebuie să ne bucurăm, pentru că deși vestea este una de înmormântare, una de moarte, de suferință, nu este vestea finală. Mesajul cinei Domnului nu este mormântul, este învierea. Mesajul cinei Domnului nu este robia păcatului, este eliberarea. Așa că, dragul meu, apropie-te de masa Domnului cu solemnitate, dar apropie-te cu bucurie, pentru că prin moartea Lui tu ai căpătat viață. Pentru că mormântul nu a fost ultimul cuvânt, ci învierea. Pentru că aceasta este o sărbătoare, nu a morții, ci a vieții. Nu a sclaviei, ci a eliberării celor ce vin cu credință și pocăință. Să nu lăsăm, din dorința de a fi prea evlavioși, prea solemni, să uităm ce sărbătorim. Moartea, dar și învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea noastră împreună cu El față de păcat, și învierea noastră la o viață nouă. Mântuitorul nostru nu este mort. Mântuitorul nostru este viu. El este Cel care în seara aceasta ne invită la masa Lui. Și este Cel care, dacă venim prin credință, administrează masa Lui și ne face părtași la trupul, la trupul și sângele Său în mod spiritual. Așa că veniți de fiecare dată
cu solemnitate, dar veniți cu bucurie, este o sărbătoare. Ar trebui să plecăm de aici, nu posomorâți, nu supărați, nu apăsați de la cina Domnului, ci încurajați de realitatea morții și învierii Domnului Iisus Hristos, de eliberarea desăvârșită care o avem prin trupul și sângele vărsat pentru noi. Amin.